Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Simona Dragomir, bine v-am regăsit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre chisturi renale tratate la paroscopic. Invitat va fi domnul dr. Ionuț Chira, medic primar urolog la Spitalul Clinic de Urologie, profesor dr. Teodor Burghele din București. Apoi vom discuta despre transplantul de cornee cu doamna profesor dr. Monica Pop, directorul Spitalului de Urgență Oftalmologice din București. Nu uitați că așteptăm și astăzi întrebările dumneavoastră. Ne puteți suna la 021-208-7576. Ne puteți trimite și mesaje la 1313 și la trăiește-sănătos@antena2.ro. Suntem de găsit și pe pagina noastră de Facebook la Trăiește Sănătos. Se întâmplă frecvent să efectuăm o ecografie abdominală, fie pentru o afecțiune existentă, fie pur și simplu un control de rutină. Și medicul ecografist să ne spună, printre altele, că avem pe unul sau pe ambii rinichi chisturi renale. O surpriză evident neplăcută. Ce trebuie să știm despre chisturile renale și despre tratamentul lor atunci când acesta este necesar? Aflăm imediat de la invitatul nostru, domnul dr. Ionuț Chira, medic primar urolog, la Spitalul Clinic de Urologie, profesor dr. Teodor Burghele. Bună seara, domnule doctor, bine ați revenit la Trăiește Sănătos. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră, mulțumim că astăzi sunteți împreună cu telespectatorii noștri aici la Trăiește Sănătos. O să vă rog întâi de toate să ne explicați dumneavoastră ce sunt chisturile renale. Cum se formează? Din ce cauze? În primul rând vreau să spun că de ce am ales acest subiect? Pentru că e un subiect foarte frecvent întâlnit în patologia urologică. Practic, după 50 de ani, dacă efectuăm o ecografie unui grup mare de pacienți, cam jumătate dintre aceștia prezintă un chis renal și toți ne întreabă exact ce a spus dumneavoastră, ce am de făcut, mulți dintre ei sunt foarte speriați. Nu trebuie să fie foarte speriați, pentru că de cele mai multe ori, 90% și peste 90% din cazuri, sunt aceste afecțiuni, sunt niște afecțiuni benigne. Ce sunt? Adică definiții... a spus afecțiune benignă, deci nu este cancer. Afecțiune benignă însemnând, una, că nu este cancer și, doi, că evoluția nu necesită un tratament specific decât în foarte rare cazuri. În foarte rare cazuri este nevoie de o intervenție chirurgicală. Definiția unui chis renal este o cavitate cu perete propriu, conținut lichidian, peretele fiind tapetat de un epiteliu. Sigur că rinichiul este unul dintre organele care prezintă cel mai des malformații congenitale. Multe dintre bolile chistice renale sunt boli care au determinism genetic și acestea sunt de obicei foarte grave. Dar așa ne naștem cu aceste chisturi și ele sunt foarte mici sau nu se văd și în timp cresc de-a lungul vieții sau pot apărea odată cu trecerea anilor? Cele care au un determinism genetic sunt boli cu care ne naștem și care sunt moștenite, sunt boli care sunt fie autosomal recesive, fie autosomal dominate și une dintre ele sunt foarte grave, cele care se manifestă în perioada copilăriei, la nou născut, sunt foarte grave pentru că de obicei sunt asociate și cu alte malformații și conduc foarte repede către apariția insuficienței renale cronice și insuficiențe renale care duce la decesul pacientului. Și care ar fi aceste manifestări? Că spuneați cea mai frecventă, la adult, cea mai frecventă manifestare a unei boli renale chistice care are un determinism genetic este rinichiul polichistic, care de obicei se manifestă clinic în jurul vârstei de 30-40 de ani. Este, din păcate, una dintre bolile grave, pentru că nu există un tratament specific împotriva ei. E o boală care, iată, pe ecran se vede cam cum arată un rinic polichistic. Aceste chisturi în sine, vă spuneam că sunt benigne, însă multitudinea de chisturi pe care le are un rinic polichistic face ca parenhimul renal practic să dispară încet încet și evoluția bolii este către insuficiență renală. Este adică, practic, acel rinic ajunge să nu mai funcționeze, să nu mai poată funcționeze atât de puțin încât să nu mai conteze, să nu poată să elimine din organism toate produsele toxice pe care, de fapt, rinichiul le elimină. Sigur, în aceste situații, singura soluție este transplantul renal sau dializa, când se ajunge în faza de insuficiență renală cronică. Este o boală, încă o dată, care este moștenită de la unul dintre părinți. Este o boală gravă, este dintre bolii adultului cea mai severă boală chistică a rinichiului. Și la copii, ca manifestări, că spuneați că de multe ori se întâmplă ca de mic copilul să aibă această problemă. La copii, cu cât această boală apare mai devreme, cu atât manifestările sunt mai grave.
Atunci când avem de-a face cu o boală polichistică la nou-născut sau la sugar, manifestările sunt foarte grave de la început. Adică de la început insuficiența renală se manifestă și pediatrii știu mai bine ce au de făcut la noi. Ca eu sunt chirurg, urolog care tratez adulții, da. Și însă teoretic boala e foarte gravă. Cu cât e mai apare mai la vârste mai mici, cu atât e mai gravă și evoluția e mai severă. Dar această patologie, deci rinichiul polichistic, e, v-am spus, cea mai neplăcută, cea mai gravă boală chistică a pacientului adult. Și am văzut ceva mai devreme cum arată un rinic polichistic, deci sunt foarte multe chisturi în acesta. Da, este... Ele apar deodată sau apare un chist, apar deodată și se dezvoltă. Apar deodată și se dezvoltă, având un determinism genetic, fiind vorba de o boală genetică, de o modificare la nivelul unui cromozom, cromozomul numărul 16. Și la început am început cu o notă puțin mai pesimistă, am vorbit despre rinichiul polichistic, dar de cele mai multe ori boala asta e o boală rară. Mult mai frecvent întâlnim chiste renale simple, întâlnim situația unui pacient care este complet asimptomatic, care este în jur de 50-60 de ani și care apare la urolog, așa cum a spus dumneavoastră, în urma unui control ecografic de rutină, el este complet asimptomatic. Și acei pacienți, acelor pacienți trebuie să le răspundem la niște întrebări. În primul rând, trebuie să le spunem dacă boala lor este gravă sau nu este gravă. Aici trebuie să luăm în considerație că există boli chistice dobândite ale rinichiului, deci boli care nu ne naștem, nu sunt malformații gen, nu congenitale, nu sunt boli genetice. Și acestea sunt chisturi renale simple. Atunci când avem de-a face cu un chist renal simplu, trebuie să-i spunem pacientului, trebuie să facem un diagnostic diferențial cu o boală iarăși care este frecventă, cu chistul hidatic. Chistul hidatic este o boală parazitară. De cele mai multe ori apare la duș, apare localizat la nivelul ficatului sau la nivelul plămânului. În rare situații apare și la nivelul rinichiului și este o boală gravă pentru că necesită un tratament medicamentos și uneori și un tratament chirurgical. Și să ne spuneți chistul acesta hidatic de ce apare, din câte știu... Este o boală parazitară, o boală care se transmite de la... Omul este o gazdă intermediară. Ea se transmite prin ingestia de alimente insuficient spălate. Fie legume, da, fructe salate. Legume, fructe insuficient spălate sau direct atunci când există persoane care au un câine, canidele sunt... Deci sunt câinii sunt cei definitive. Care transmit boala. Iarăși trebuie să știe ascultătorii noștri că diagnosticul de chist hidatic e un diagnostic care de cele mai multe ori este facil. Aspectul imagistic este specific și diagnosticul se pune pe baza unei investigații de laborator, a unor teste imunologice care precizează cu certitudine că este vorba de această boală. Natura chistului, da. Exact. Boala se poate trata în timp medicamentos dacă nu există un răspuns suficient, se poate aborda chirurgical. Bun, este o boală totuși rară, pentru hidatic. În cazul chistului hidatic, vreau să mai spun că alt răspuns pe care trebuie să-l dăm unui pacient care se prezintă cu un chist renal este dacă avem sau nu de-a face cu un chist benign sau dacă este, Doamne păzește, un chist malign. Pentru că neoplasmele renale, deci cancerele renale, au forme chistice în proporții, mă rog, statisticele sunt între 5 și 15% forme chistice pentru cancerele renale. Din experiența clinicii noastre, nu regăsim într-o proporție atât de mare existența neoplasmelor renale sub formă chistică, dar ele există și trebuie luate în seamă. Iarăși trebuie să știe ascultătorii noștri că diagnosticul imagistic este suficient de performant în momentul de față și când spun diagnostic imagistic mă refer la ecografie, computer tomografie sau rezonanță magnetică. Aceste trei investigații ne pot stabili, dacă nu cu certitudine, cu foarte mare probabilitate prezența unui neoplasm chistic.
Da, prezența unui cancer. Și o să discutăm imediat în detaliu, dar vreau să le arătăm telespectatorilor noștri o colecție de cărți interesante, o selecție de cărți necesare tuturor părinților cu copii mici. Puteți afla legăturile dintre alimente și bolile copilăriei, puteți consulta peste 300 de rețete rapide însoțite de sfaturi utile pentru alimentația bebelușului. De asemenea, puteți beneficia și de îndrumări specializate pentru îngrijirea bebelușilor care plâng mai tot timpul, alături de tehnici eficiente de liniștire. Și iată că aveți posibilitatea să vedeți cele trei cărți. Pachetul cuprinde cel mai fericit bebeluș din lume, alimentația copilului de la naștere până la 3 ani și boli de nutriție ale copilului. Doar astăzi puteți achiziționa acest pachet la numai 79 de lei. Puteți comanda simplu trimițând un SMS cu textul Litera la 1771, tarif normal. După trimiterea mesajului veți fi contactați de către un operator care va prelua comanda dumneavoastră. Livrarea se face prin poștă sau curier, iar plata cărților se face rampurs la primirea coletului. Cărți interesante, iată, pentru părinții cu micuți, sperăm noi, fericiți, așa cum era titlul cărții, cel mai fericit bebeluș. Revenind la ceea ce spuneați, domnule doctor, legat de chisturile acestea renale, deci iată foarte importante aceste investigații care practic stabilesc un diagnostic clar, da, și necesitatea tratamentului, da, dacă sigur, acest chist renal sau chistul renal descoperit ar trebui tratat sau nu. Exact. Dacă avem suspiciunea mare de existența unui neoplast chistic, atunci intervenția chirurgicală se impune. Dacă este vorba de un chist sidatic, tratamentul medicamentos urmat sau nu de tratament chirurgical se impune. Deci aici cumva lucrurile sunt suficient de clare. Avem un neoplast, trebuie chistic, trebuie operat, este un chist sidatic, trebuie făcut tratament și trebuie operat. Dacă este atunci pur și simplu un chist renal, ce este de un făcut? Simplu, și vreau să comentăm un pic că, iată, avem legate imaginea de diagnostic. Pe care o avem, da. Este vorba, în imaginea pe care o avem, este vorba de un chist renal simplu, plasat la nivelul polului renal inferior, chistul la nivelul mediu-renal și el are 8-9 cm. Vă spuneam că atunci când avem de-a face cu un chist simplu, cu un chist benign, întrebarea pe care toți pacienții ne-o pun este dacă trebuie sau nu operat. Și răspunsul aici este iarăși destul de simplu, în sensul că atâta timp cât chistul nu este simptomatic, atâta timp cât chistul, din punct de vedere imagistic, nu prezintă niște caractere suspecte de malignitate, Nu trebuie să facem nimic. Trebuie doar să atunci când ne deranjează, trebuie să intervenim. Din păcate, pacienții sunt puțin nemulțumiți pentru că întreabă și spun și pe bună dreptate cum nu trebuie să fac nimic. Da, din păcate nu avem un tratament medicamentos. Deci doar trebuie urmărit. Trebuie urmărit. Și asta ce înseamnă odată la ce interval de timp mai facem? Noi considerăm că e bine ca odată la 6 luni să se facă cel puțin un examen ecografic, avându-se în vedere acest examen ecografic trebuie să precizeze și să confirme prin examene ulterioare că avem de-a face cu un chist benign. Există niște caractere limpezi care ne spun că avem de-a face cu un chist benign. Adică peretele este suplu, conținutul omogen, chistul nu este locuit, nu este septat. De fiecare dată când la un examen ulterior punem în evidență un sept anormal, punem în evidență o mică formațiune, punem în evidență faptul că există calcificări, că peletele chistului se îngroașe, acesta este un semnal de alarmă și atunci trebuie intervenit. Și trebuie intervenit, din câte știu, se poate interveni laparoscopic atunci când situația o impune. Vorbim de tratament modern și știu că avem și niște imagini pe care le putem arăta telespectatorilor noștri astfel încât să putem comenta și înțelege mai bine ceea ce ne explică domnul doctor. În ceea ce privește tratamentul chistului renal benign, am spus, de obicei, indicația operatorie se pune fie pe existența unor complicații imagistice, adică se modifică aspectul ecografic care ne duce la concluzia că este bine să intervenim. Cea mai frecventă motivație a intervenției este durerea, pentru că atunci când chistul se dezvoltă și depășește 10, 12, 15 cm, normal că ocupă un spațiu care este al altora, al altor organe, al altor structuri și apar dureri.
În ceea ce vește tratamentul... Durere în spate sau cum durerea, se manifestă? Cum o simte pacientul? Durerea de cele mai multe ori este fie lombară, fie la nivelul flancului, acolo unde este inima. Adică sub coaste, undeva lombar sau la nivelul micului bazin, dacă chistul este la nivelul polurenal inferior. Legat de tratament, multă vreme au fost încercate diferite tratamente, unele dintre ele care au fost utilizate multă vreme, dar care nu au dat suficient de rezultatele nu au fost suficient de bune într-atât cât să fie continuate. Și acestea sunt puncția și sclerozarea chistului, adică metoda era foarte simplă, sub control ecografic să puncționa chistul, să evacua conținutul și să introducea în cavitatea chistului o substanță sclerozantă. E un tratament care n-a dat rezultate. Chistul se refăcea. Alt tratament care n-a dat rezultate este fenestrația chistului. Era abordul, se intervenea cu un instrument care se pătrundea în lombă și chistul practic era despicat în două. Nici acest tratament nu a dat rezultate suficient de bune. Practic, singurul tratament care dă rezultate bune, în sensul că de cele mai multe ori, adică 99% din cazuri, chistul nu se reface, durerile dispar, pacientul se simte bine, este tratamentul chirurgical. Acesta a fost făcut multă vreme deschis, adică se făceau operații deschise și, ca să spun așa, erau operații care era dificil să le indici, pentru că pacientul scăpa de durerea pe care o dădea chistul, dar plaga operatorii era suficient de mare, suficient de importantă. Recuperarea era dificilă și plaga în sine se transforma într-o sursă de durere, într-o zonă sensibilă. Imaginile pe care le urmărim sunt drept urmare, s-a renunțat practic la noi în spital, noi de aproape 3 ani de zile, singurul tratament, atunci când indicăm un tratament pentru chistul renal, este ablația laparoscopică. Deci ceea ce vedeți pe ecran este o ablație laparoscopică a unui chist. Intervenția este practic o intervenție simplă din punct de vedere chirurgical, urmată de complicații minime și de rezultate foarte bune. Practic, intervenția constă în evacuarea conținutului lichidian și toată cămașa, tot ceea ce reprezintă acest chist este îndepărtată până acolo unde se continuă cu parenhimul renal sănătos. Și aici au apărut oarecum o serie de rafinamente, în sensul că această intervenție laparoscopică se poate efectua transperitoneal, ajungând la nivelul chistului prin cavitatea peritoneală. Această intervenție este puțin mai laborioasă, este urmată de frecvența posibilor complicații pe care orice abord transperitoneal îl implică. Opus acestui tip de intervenție este intervenția laparoscopică pe cale retroperitoneală. Asta înseamnă că nu e nevoie să deschidem cavitatea peritoneală, nu traversăm cavitatea peritoneală, nu se îndepărtează colonul pentru a ajunge la chist și pătrunderea se face de la început prin spațiul retroperitoneal, găsim imediat chistul, practic este o operație care poate fi făcută cu ospitalizare de o zi, a doua zi pacientul poate merge acasă și își poate relua activitățile în mod quasi normal. Am văzut oricum în imagini că nu curge sânge, acel instrument taie, dar cumva și cauterizează, pot să spun așa, pentru că nu curgea sânge. Chistul nu este vascularizat. Atâta timp cât nu te apropii de parenhimul renal, nu curge sânge, așa cum spuneți dumneavoastră. Există animație? Da. Există instrumente cu ajutorul cărora, sigur, cam orice sângerare care apare în timpul unei intervenții laparoscopice se poate opri. Deci nu ne bazăm numai pe faptul că nu avem o hemoragie, deci nu avem întotdeauna un instrument potrivit pentru oprirea unei sângerări. Bun. De cele mai multe ori, într-adevăr, nu există complicații. Avem și un mesaj, mă rog, sunt mai mulți telespectatori care solicită datele de contact, dar unul dintre telespectatori vă întreabă dacă în cazul acestei boli chist renal, un chiac de sânge poate fi, eu știu, dăunător, trombi, da. Spunând dânsul că ar fi un risc maxim, adică apariția unui trombi. Dacă întrebarea telespectatorului nostru se referă la existența unei hemoragii
în interiorul chistului, atunci ăsta este un lucru grav și trebuie intervenit. Dacă se referă cumva la concomitența unei patologii chistice renale și existența unei boli pentru care pacientul primește un tratament anticoagulant, dacă se stabilește că un chist renal, acel chist renal trebuie intervenit, intervenția se poate face, adică acest lucru se poate controla medicamentos înainte, în timpul și după operație. Deci asta nu e o problemă, dar vă spun, nu știu deci, exact atât, nu știm ce sigur exact referă. La ce se referă telespectatorul însă nostru. Unul din semnele de evoluție nefavorabile a unui chist, poate că se referă la asta, este sângerarea în interiorul chistului, atunci trebuie intervenit chistul. Bun. Mulțumim din suflet, domnule doctor, pentru prezență și pentru sfaturi. Mult succes în ceea ce realizați. Dragii mei, trebuie să urmărim publicitate. Revenim pentru că în partea a doua emisiunii să discutăm despre transplantul de cornee cu doamna profesor dr. Monica Pop. La 1313 așteptăm întrebările.